Welcome again this morning. Bine ați revenit în această dimineață. Those who last year to this day will receive a greater blessing. Cei care au rămas până astăzi o să, până în această ultimă zi, o să primească o binecuvântare și mai mare. Now we are going to deal with more practical things. Acum o să studiem despre lucruri mai practice. And today I would like to deal with an issue. Iar astăzi aș dori să abordez un subiect, which is a very hard issue, care este foarte delicat. And I call this today's study church hierarchy. Și am denumit acest studiu ierarhia bisericii sau bisericească. First I would like Vlad to read for me in Romanian and English article from Wikipedia, and the title of the article, sorry, it's not from Wikipedia, it's from the Catholic Encyclopedia. O să citesc. And the title of the article is called Laity and Hierarchy. O să citesc un pasaj din Enciclopedia Catolică, dintr-un articol care se numește Laicii și ierarhia. Spune că laicii și clerul aparțin acelei societăți, dar nu ocupă același rang. Laicii sunt membrii acestei societăți care rămân în locul în care au fost așezați prin botez, în timp ce clerul a fost ridicat într-o poziție, la o poziție mult mai înaltă, și sunt așezați în ierarhia sacră. Okay, and another one. Și un alt pasaj spune, guvernarea bisericii este strict monarhică. Episcopii sunt succesorii apostolilor. Datorită acestui lucru, autoritatea supremă asupra întregii biserici aparține papei, episcopului Romei, ca succesorul Sfântului Petru. A fost stabilită de Hristos ca, a fost stabilit de Hristos ca și cap vizibil al întregii biserici militante și posedă un drept real de jurisdicție, în virtutea căruia are putere supremă de jurisdicție asupra bisericii universale în chestiuni de credință, morale, disciplină și guvernarea bisericii. So, what you have just heard is from the Catholic Encyclopedia. Așadar, acest pasaj este luat din Enciclopedia Catolică. It's not some kind of sectarian opinion of the Catholic Church. Nu este o opinie sectară despre Biserica Catolică. It's their own defined attitude towards hierarchy. Ci este modul în care ei își definesc opinia despre ierarhie. And here we see a clear distinction between the laity, the common people. Și descoperim o distinție foarte clară între laici, oamenii simpli, and the clergy or the church people. Și cler. Church officers. Cler sau reprezentanții bisericii. Well, of course this has nothing to do with the Bible. Desigur, lucrul acesta n-are absolut nimic de a face cu Scriptura. Read about a completely different hierarchy in the Bible. În Biblie citim despre o cu totul altă ierarhie. Let's look at what Paul writes in 1 Corinthians 11 verse 3. Să citim în 1 Corinteni 11 versetul 3, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. So, here we see a hierarchy. Aici descoperim o ierarhie. And basically Paul says the same thing in Ephesians 5 verse 23. E același lucru, Pavel îl spune și în Efeseni 5:23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. So the Bible speaks about a hierarchy. Așadar, Biblia prezintă o ierarhie a bisericii. But in this hierarchy
God is the head of Christ. Dar în cadrul acestei ierarhii, Dumnezeu este capul lui Hristos. And Christ is the head of the church. Iar Hristos este capul bisericii. Meaning Christ is the head of every man. Ceea ce înseamnă că Hristos este capul oricărui bărbat. And it's not like he's the head of every man, but in some with some men they are the heads of other men. Și nu este așa că Hristos este capul unor bărbați, dar în alte situații sunt bărbații sunt capul unor alți bărbați. Because Jesus said to his disciples in Matthew 23, verses 8 to 11. Pentru că Iisus le-a spus ucenicilor săi în Matei 23, versetele 8 la 11, voi să nu vă numiți rabii, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați, și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri, să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristos. So basically Jesus is saying the same thing. Așadar, Iisus spune același lucru. One is your master, even Christ, and all you are brothers. Unul este Domnul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. This is the hierarchy that the Bible presents to us. Aceasta este ierarhia pe care ne-o prezintă Biblia. At the top is the Father. În vârf este Tatăl. He is the head of Christ. El este capul lui Hristos. And he is the head of all the equal brethren. Christ. Yeah, Christ iar, is the head of the equal brethren. Hristos este capul tuturor fraților care sunt egali. Well, I would like to read to you another excerpt from a Protestant church. Acum aș vrea să vă citesc un alt pasaj, de data aceasta semnat de o biserică protestantă. It's really indifferent which Protestant church, because nu contează, basically all of them think alike. Nu contează care biserică protestantă, pentru că oricum toate gândesc la fel. So, it's fine. Duhul distribuie daruri fiecărui credincios pentru clădirea sau ridicarea bisericii. Hristos însuși i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști și pe alții pastori și învățători. Cei care primesc darurile spirituale sunt desemnați în mod deosebit să-i slujească pe credincioși, să-i educe pentru acele lucrări care sunt potrivite darurilor lor. Ok. And it goes on. Și continuă. Acești lucrători cresc stabilitatea spirituală și întăresc apărarea bisericii împotriva doctrinilor false, în așa fel încât credincioșii nu vor mai fi copii aruncați încoace și încolo de fiecare vânt de doctrină. So, așadar, this shows you that there are, well, in fact, it refers to scripture. Acest pasaj face referiri la scriptură. Scriptures we will later study for ourselves. Scripturi pe care le vom studia imediat. But I would like to stick with this excerpt first. Dar acum aș vrea să comentez puțin acest citat. It says that there are those who receive. First, it says that the Spirit distributes gifts to every believer, and it's quote from 1 Corinthians 12. În primul rând spune că Duhul împarte darul fiecărui credincios, iar lucrul acesta este un citat din 1 Corinteni 12. Then it quotes Ephesians 5. După care aduce un citat din Efeseni 5. Where it says that Christ himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Unde spune că Hristos a dat pe unii să fie apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții pastori. And then it goes on saying that those who receive spiritual gifts are especially to serve believers. După care continuă și spune că cei care primesc darurile speciale sunt chemați în mod deosebit ca să îi slujească pe credincioși.
Don't you see a contradiction here? Nu vedeți o contrazicere aici? What's strange in this idea? Ce este ciudat în ideea asta de aici? Well, okay, you don't see the quote, so I help you. Nu vedeți citatul, așa că vă spun eu. In the beginning, they just claim that the Spirit distributes gifts to every believer. La început ei au spus că Duhul distribuie daruri fiecărui credincios. Then they start speaking about the church officers, the apostles, pastors, teachers, whatever. După care continuă prin a vorbi despre oficialii bisericii, apostoli, profeți, învățători, pastori și așa mai departe. And then they say that those who receive spiritual gifts. După care spun că cei care primesc daruri spirituale. Isn't everyone receiving spiritual gifts? Da, parcă toți primeau daruri spirituale, nu? Because and who are the believers? Și atunci cine sunt credincioșii? Those who didn't receive spiritual gifts? Cei care n-au primit darurile spirituale? But it's strange. E ciudat. Because most Protestants. Pentru că majoritatea protestanților actually make the same distinction between clergy and laity. Fac aceeași deosebire între cler și laici. Those who receive spiritual gifts? Cei care are the clergy. Primesc daruri spirituale sunt clerul. They are apostles, pastors, ei teachers, sunt apostoli, prophets. Pastori, învățători, profeți. In most Protestant churches, there are only teachers. În majoritatea bisericilor protestante sunt numai învățători pastors, sau pastori. And the rest are the believers, iar laity. Restul sunt credincioșii, laicii. Membri. And basically, as the quotation goes, și citatul continuă. The whole reason for these ministries, motivul pentru existența acestor slujbe, is to increase spiritual stability, este aceea de a crește stabilitatea spirituală, and to guard against false doctrines, și să păzească împotriva doctrinelor false. Well, this is the job of most pastors in the church. Asta este treaba majoritatea pastorilor din biserică. To make sure that the church stays safe. Să se asigură că biserica este în siguranță. And no false doctrines may find their way into the believers' minds. Și nicio doctrină falsă nu este primită de credincioși. Well, of course, false doctrine is defined as contrary to the church's doctrinal beliefs, fundamental. Și bineînțeles, doctrinele false sunt definite ca orice doctrine care contravin principiilor de credință ale bisericii. But I would like to speak about church hierarchy. Dar eu aș vrea să vorbesc despre ierarhia bisericii. So, why Protestants assume or claim that all believers are equal. Așadar, în timp ce protestanții pretind că toți credincioșii sunt egali, there is universal priesthood, so they say. Că toți sunt preoți, așa cum scrie Scriptura. It seems that some are more equal. Se pare că unii sunt mai egali decât alții. The Catholics say it plainly. Catolicii o afirmă pe față. That there is a clear distinction between clergy and laity in the church. Că în biserică există o distinție clară între cler și laici. In their hierarchy there is the pope, the bishops, the priests. În ierarhia lor este papa, episcopii, preoții. And way below them are the believers. Și jos, sub toți aceștia, sunt credincioșii. But in the Protestant hierarchy, dar în ierarhia protestantă, the reality is similar. Realitatea este asemănătoare. At the top stands the general conference or synod. La vârf stă conferința generală sau sinodul. With the president. Cu președintele acesteia în vârful ei. Then there are the pastors. După aia sunt pastorii. In some cases there are elders. După care în unele cazuri după pastori mai sunt presbiteri.
sau bătrâni. Constitute the clergy. Și toți aceștia constituie clerul. And the rest is the laity, the believers. Și restul urmează laicii sau credincioșii. Which need to be protected from false doctrine. Care trebuie să fie protejați de doctrine false. Well, there's a great mess in Christianity. În ce privește acest lucru, este o harababură în creștinism. But now we would like to look at what the Bible says. Dar acum aș vrea să vedem ceea ce spune Biblia despre acest subiect. Because as we have read, Jesus says that you are all brothers. Pentru că așa cum am citit, Iisus spune voi toți sunteți frați. And in Galatians 3:28. Și în Galateni 3, versetul 28. Este scris, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. So Paul says that you are all one in Christ Jesus. Așadar, Pavel spune, voi toți sunteți una în Hristos Iisus. So it's obvious that all are equal, all are brothers, all are one. Așadar, este evident faptul că toți sunt egali, toți sunt frați, toți sunt una. So let's look at those scriptures that the churches refer to when they build their hierarchy. Așadar, haideți să studiem acele pasaje din scriptură pe care le citează bisericile atunci când le invocă bisericile atunci când își justifică ierarhia bisericească. Well, there's an interesting verse in Hebrews 13:17. Există un verset interesant în Evrei 13 și anume versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra supletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând căci așa ceva nu va fi de niciun folos. That's strange. Este ciudat. From this verse it seems like not all are equal. Din acest verset se pare că nu toți sunt egali. Says that obey them that have the rule over you. Versetul spune să vă supuneți cei care au autoritatea asupra voastră. And submit yourselves. Să vă supuneți pe voi înși vă. So there are those that rule. Deci sunt cei care au autoritate, care guvernează, and, care conduc. And there's you. Și sunteți voi. Being ruled over. Cei care sunteți conduși sau guvernați. There are they who watch. Sunt cei care veghează. And there's you who's over whose souls they watch. Și după aia sunteți voi, sufletele asupra cărora ei veghează. So it seems from this verse that there's a distinction. Din acest verset pare că există o deosebire. And the verse that they especially refer to is Ephesians 4, verses 11 and 12. Și pasajul pe care îl invocă cel mai des este acela din Efeseni 4, versetele 11 și 12. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. So it's obvious that he gave some. Așadar, este evident faptul că i-a dat pe unii apostoli, pe unii proroci și așa mai departe. Așadar, se pare că nu toți creștinii au aceste locuri. Iar restul sunt numai sfinții. So here's the clergy. Deci iată clerul. And there's the laity. Și iată și laicii. It seems so obvious, right? Pare să fie atât de evident, nu? Now let's look at some other passages that make it clearer. Haideți să mai citim câteva pasaje care clarifică și mai bine let's lucrul acesta. 1 Corinthians 12 verses 4 to 7. Să citim 1 Corinteni 12 versetele 4 la 7. Sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Well, this passage is interesting because it speaks both about the equality and the differences or the diversity. Pasajul este în mod deosebit
deosebit interesant pentru că vorbește atât despre egalitatea dintre frați, cât și despre diversitatea dintre ei. So on the one hand, it speaks about the diversities of gifts and administrations and operations. Pe de o parte vorbește despre diversitatea de daruri și de slujbe din sânul bisericii. But he says that these diversities or differences don't make anyone more equal. Dar el afirmă că aceste deosebiri, această diversitate nu îi face pe unii să fie mai egali decât alții. Because we all have the same spirit. Pentru că noi toți avem același duh. We belong to the same Lord. Aparținem toți aceluiași Domn. We have the same God who works in all. Avem același Dumnezeu care lucrează în toți. And more than that, și mai mult decât atât, Paul says that the manifestation of the Spirit is given to every man. Pavel spune că arătarea Duhului este dată fiecăruia. Not just those church officers. Nu numai acestor oficiali ai bisericii. So, let's go back to Ephesians 4. Așadar, haideți să revenim la Efeseni capitolul 4. Because this is not a man-made idea. Pentru că această idee nu este una omenească. It begins with the phrase and he gave some. Începe cu expresia și el a dat pe unii. So we are in Ephesians 4:11. Yeah. Efeseni 4:11. So it's a divine plan. Așadar, vorbim despre un plan divin. So we need to study this. Așadar, avem nevoie să studiem acest lucru. If it's God who gave it, pentru că dacă Dumnezeu este acela care a dat acest plan, then there's a divine purpose. Atunci există un scop divin în spatele lui. And it's quite foolish to think that we are wiser than God. Și este o prostie să gândim că noi suntem mai înțelepți decât Dumnezeu. So we need to understand the divine purpose. Așadar, avem nevoie să înțelegem scopul divin. So let's read it again. Așadar, haideți să-l recitim. From verse 11 to 13. Efeseni 4:11-13. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. So, if we just start out from this verse. Dacă începem de la acest pasaj, it's so easy to arrive that clergy-laity distinction. Este ușor să ajungi la concluzia că există o deosebire între cler și laici. Every denomination bases its distinction on this verse. Fiecare denominațiune își justifică distinția pe care o face pe acest pasaj. So is the difference inevitable or is everyone equal? Așadar, întrebarea este, această diferență este inevitabilă sau, așa cum spune Iisus, toți sunt egali? But there's an important factor that most churches and most Christians forget about. Există însă un alt factor foarte important de care majoritatea bisericilor și majoritatea creștinilor uită. They don't see it in this verse, but it's there. Un factor pe care ei nu îl văd în acest pasaj, dar totuși el este acolo. Do you know what this factor is? Știți cumva care este acest factor? Okay, I will help you. The Bun. Factor is time. Factorul este timpul. Or I should rather say it, it's the process. Sau aș putea să spun procesul, un proces. If you read again this verse. Dacă ne uităm cu atenție la pasaj, it says till we all come. Unity. So it spune says, till we all come. Spune până când vom ajunge toți la unirea. So you can see that this whole ministries have to do with time and the process. Deci descoperim faptul că toate aceste slujbe au de a face cu acest proces care se desfășoară în timp.
And the end of the process is what? Iar finalul acestui proces care este? The mature. The maturity. Stage. Exactly. Maturitatea. Maturitatea. The end of the process is to reach maturity. Finalul procesului și scopul acestuia este atingerea maturității. Now these five building ministries. Aceste cinci slujbe clăditoare. That is apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Apostoli, profeți, evangeliști, pastori și învățători. Their goal, their divine purpose. Scopul lor divin. Is to prepare the saints and help everyone reach maturity. Este să-i pregătească pe sfinți și să-i ajute pe toți să ajungă la maturitate. I would like to read for you an interesting verse. Aș vrea să vă citesc acum un verset foarte interesant. From Hebrews 5 and 12, verse 12. De la Evrei capitolul 5 și anume versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. So, this epistle is written for the Hebrews. Această epistolă a fost scrisă pentru evrei. They have been hearing the word of God for the longest time. Ei au fost cei care au auziseră cuvântul lui Dumnezeu de cel mai lung timp. They were feeding on the gospel for the longest time. Ei se hrăniseră din evanghelie de cel mai lung timp. They had the greatest opportunities to grow in their Christian life. Ei beneficiaseră de cele mai mari oportunități de a crește în experiența lor creștină. And Paul says to them that by this time you should have been teachers already. Iar Pavel spune că voi acum ar fi trebuit deja să fiți învățători. And what if someone becomes a teacher? He says that you have need that one teach you. El spune că acum aveți nevoie de cineva care să vă învețe. If they would have been teachers, if they would have become teachers by this time. Dar dacă ei ar fi devenit învățători la momentul acesta, would they have needed a teacher? Ar mai fi avut nevoie de un învățător? No. Nu. So that ministry. Așadar, slujba aceea would have been wouldn't have been needed. Nu ar mai by them anymore. Nu ar mai fi fost utilă în ceea ce îi privește pe ei. And what is interesting in this passage? Ceea ce este interesant în acest pasaj is that Paul says that by this time you should have been teachers. Este exact lucru pe care îl spune Pavel că acum deja voi ar fi trebuit să fiți învățători. So this means that it is possible. Acesta înseamnă că este posibil that a Christian can reach maturity in a lifetime. Ca un creștin să ajungă matur în timpul vieții unui om. So these ministries, așadar, these five ministries, aceste cinci slujbe were not meant to be fixed in time. Nu au fost menite să fie fixe în timp. They were not meant to last forever. Nu au fost menite să dureze pentru totdeauna. They were meant to last until a Christian group or a Christian, even one single Christian grows to maturity. Ele sunt menite să dureze până când un grup de creștini sau chiar un singur creștin ajunge matur. And this growth should happen in a lifetime. Iar maturizarea lui, creșterea lui ar trebui să aibă loc în timpul vieții lui, nu mai mult decât atât. It's the same as with normal human beings. Este la fel ca și cu oamenii normali. We don't say to a 80-year-old person that, well, you are still a child. Nu îi spui unui om de 80 de ani, tu ești încă un copilaș. You still have a few years to adulthood. Mai ai totuși câțiva ani până când o să te maturizezi și tu. Come on, it's a normal process. Asta este un proces firesc. Well, the truth is most Christians are
They never grow up. Realitatea este însă că majoritatea creștinilor nu cresc niciodată. And they are kept in spiritual childhood. Și sunt ținuți într-o stare infantilă din punct de vedere spiritual. So these ministries can flourish and distinction between clergy and laity can be fixed forever. În așa fel încât aceste slujbe să înflorească și această distinție între cler și laici să fie menținută pentru totdeauna. We won't read from Hebrews 5. Nu o să citim din Evrei 5. But it gives us a few clues about spiritual maturity and spiritual childhood. Însă pasajul ne dă câteva idei despre maturitatea și infantilitatea spirituală. And we can read from Galatians about the same. Despre același lucru putem citi și în Galateni de asemenea. So what characterizes spiritual childhood and spiritual maturity? Așadar, care sunt caracteristicile copilului spiritual și maturului spiritual? Where does this growth process take the Christians? Unde îl duce acest proces de creștere pe creștin? So children are unskilled in God's word. Așadar, copiii nu sunt îndemânatici în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Which means that mature Christians are skillful in the word of truth. Ceea ce înseamnă că creștinii maturi sunt foarte îndemânatici în ceea ce privește cuvântul adevărului. This means that they know the word of God. Ceea ce înseamnă că ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu. They know how to interpret it the right way. Știu cum să-l interpreteze cum trebuie. And they are filled with the word of God. Și sunt, that is what is on their mind all the time. Și sunt plini de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că asta este ceea ce le umple mințile tot timpul. Children, spiritual children exhibit fleshly behavior. Copiii spirituali manifestă comportament firesc. Paul speaks about this mostly in the first epistle to the Corinthians. Pavel se referă la lucrul acesta în mod deosebit în 1 Corinteni. Whereas mature Christians walk triumphantly in the spirit. În timp ce creștinii maturi umblă în mod triumfal în Duhul. Spiritual children have a law mentality. Copiii spirituali au o mentalitate centrată pe lege. They relate to God based on rules and laws. Ei se raportează la Dumnezeu bazați pe legi și reguli. While spiritually mature people have a living relationship with Christ. În timp ce oamenii maturi spirituali au o relație vie cu Hristos. And they rely on the personal leading on Jesus Christ. Și ei se bazează pe călăuzirea personală a lui Iisus Hristos. Whereas children rather conform to rules. În timp ce copiii mai degrabă se conformează regulilor. Someone needs to tell them what is right and wrong. Cineva trebuie să le spună ce e bine și ce e rău. Spiritual children rely on human resources. Copiii spirituali se bazează pe ajutor omenesc. While mature Christians, they rely solely on Christ and walk in faith. În timp ce creștinii maturi se bazează în exclusivitate pe Hristos umblând prin credință. And what could be said about these differences? Aș putea să vă spun mai multe despre aceste diferențe. And I would like to say that it's not wrong for someone to be a spiritual child. Ceea ce vreau însă să adaug este că nu este o greșeală ca cineva să fie copil spiritual. Who among you have started their life as an adult? Care dintre noi ne-am început viața ca adult? Niciunul. None. Every one of us was born a child. Fiecare dintre noi am fost născuți fiind copii. Even a helpless babe, right? Chiar ne-am născut bebeluși fără ajutor, neajutorați. So it's quite normal. Așadar, este ceva absolut normal. It's quite normal to be spiritual children. Este absolut normal să fii copil spiritual. But it's also
very normal. Dar de asemenea este foarte normal să crești către maturitatea spirituală in our lifetime. În timpul vieții tale. So, this is the mandate of the ministries or the time allotted for these ministries. Așadar, acesta este mandatul acestor slujbe sau timpul alocat acestor slujbe. Till we all come. Până unity of faith and când, knowledge of the Son of God. Până când toți vom ajunge la unirea credinței și la cunoștința Fiului lui Dumnezeu. And to full maturity in him. Și la deplină maturitate în el. So basically these ministries are needed only until the saints reach maturity. Așadar, aceste slujbe sunt necesare numai până când sfinții ajung la maturitate. Basically, these I could say. Aș putea spune that you can say that these ministries are successful. Aș putea spune că aceste slujbe sunt eficiente. When after a time. Când după o perioadă de timp. They are not needed anymore by the same people. Numai aceiași oameni nu mai au nevoie de ele. Because if they are still needed by the same people. Pentru că dacă aceiași oameni încă au nevoie de ele, it means they have not done their job. Înseamnă că ele nu au fost nu au dat randament. Because the people they were ministering to did not grow. Pentru că oamenii pe care i-au slujit nu au crescut. So these ministries in a way are self-destructive ministries. Așadar, într-un sens, aceste slujbe sunt se autodistrug. Ineficiență. So their purpose is to make them unnecessary. Make themselves unnecessary. Scopul lor este să se facă pe ele însele inutile. Yeah, this might be a strange thought, but if you consider the scriptures. Poate să fie un gând ciudat, însă dacă ne gândim la ce spune Scriptura. This is the only true conclusion we can draw. Asta este singura concluzie la care putem ajunge. Same as with parents and children. Este la fel ca și cu părinții și copiii. If you continue to be the guardian. Same parent guardian to your child when he's grown up. Dacă continui să fii același părinte care e protector și călăuzitor al copilului când el e deja mare, matur, adult. And you tell your 30 or 40 year old child to wear your cap and take your coat. Și îi continuați să-i spuneți copilului de 30 sau de 40 de ani, nu uita să-ți iei căciula, ia-ți haina mai groasă, spală-te pe mâini. And all that you will never let them grow up. Atunci niciodată n-o să-i lăsăm să crească, să se maturizeze. It just hurts the process. Lucrul acesta nu face altceva decât să împiedice procesul de maturizare. So I would like to deal with this growth process. Așadar, aș vrea să discutăm acum puțin despre acest proces de creștere. One of the main things I've learned. Unul din lucrurile pe care le-am învățat is that this growth process happens in local churches. Este că acest proces de creștere are loc în bisericile locale. And the ones who are held responsible for this growth process. Și cei care sunt responsabili pentru acest proces de creștere are the elders. Sunt presbiterii. I'd like to read from Acts 14, verse 23. Aș vrea să citim Fapte 14, versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. So they ordained elders in every church. Așadar, i-au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. We'll talk a lot about elders in the following minutes. O să vorbim mai mult despre prezbiteri imediat. Just one verse about them. From 1 Timothy 5, însă aș vrea să mai citim un verset despre ei în 1 Timotei 5 cu 17. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. So it says that the elders rule.
Așadar, pasajul spune că prezbiterii cărmuiesc. So they have some kind of authority. Ceea ce înseamnă că ei au o anumită autoritate and responsibility. Și responsabilitate. And it says that they, especially they who labor in the word and doctrine. Și vorbește în mod deosebit despre cei care se ostenesc cu în ceea ce privește propovădirea cuvântului și a doctrinei sau învățăturii. So apparently they help the others learn more about the Christian life. Așadar, se pare că aceștia sunt cei care îi ajută pe alții să învețe mai multe lucruri despre experiența creștină. We will talk a lot more about the others. Vom vorbi mult mai mult despre presbiteri. First, I would like to clarify some things about traditional church positions. Dar înainte de asta, aș vrea să clarific câteva lucruri despre poziția tradițională a bisericilor. In traditional Christian thinking, în gândirea tradițional creștină, they have at the top position either the pope în, or the president. În vârf, în vârful ierarhiei, ei îl au fie pe papa, fie pe președinte. This is clearly unbiblical. Iar lucrul acesta este categoric împotriva Scripturii. As we have read from Matthew 23. Așa cum am citit deja din Matei 23. Jesus says, one is your master, even Christ. Iisus spune, unul este învățătorul vostru și anume Hristos. In fact, pope means father. De fapt, cuvântul acesta papă înseamnă părinte. So Jesus says that one is your father. Iar Iisus spune, voi aveți un singur tată, el este în ceruri. So obviously these titles and positions are unbiblical. Așadar, este evident faptul că aceste titluri și aceste poziții sunt nebiblice. Well, I don't know, in Hungary we call the pastors the minister. În Ungaria îi numim pe pastori predicatori. Preacher. Well, I don't know if you have that office here, but in the New Testament we don't read about priests. În Noul Testament, as an office. În Noul Testament nu întâlnim, nu citim despre preoți ca fiind o slujbă de preoți pe care se ocupe oamenii. Because all Christians are priests. Pentru că toți creștinii sunt preoți. We don't have fathers. Nu avem părinți, tați. Because we have only one father. Pentru că nu avem decât un singur tată. And he's in heaven. Iar el este în ceruri. We don't have preachers. Nu avem predicatori. Because we just read from Ephesians the five specific ministries. Pentru că noi tocmai ce am citit în Efeseni despre cele 5 slujbe specifice. And we will learn that they all have their very specific purpose. Și vom învăța despre faptul că fiecare în parte își are scopul ei foarte bine definit. Well, in some churches they would have a treasurer, a notary, în unele biserici au diaconi, au trezorier, au notar. Well, some of these offices may have a real job to do. Unele din aceste poziții pot avea într-adevăr anumite lucruri practice de îndeplinit. But they are not God-appointed ministries. Dar acestea nu sunt slujbe orânduite de Dumnezeu. So we are not going to talk about any of these. Așadar, noi nu vom discuta despre niciuna dintre ele. I would like to talk about the biblical offices. Eu aș vrea să discut despre aceste slujbe biblice. Well, in Acts 14 we just read. Tocmai am citit în Fapte 14 that they ordained them elders că in every church. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. So they didn't ordain priests. Deci n-au rânduit preoți. They didn't ordain fathers or parents. Nu au rânduit părinți sau tați. They ordained elders. Au rânduit prezbiteri sau bătrâni. And in 1 Timothy 3 verse 1 and 5. În 1 Timotei 3 versetele 1 și 5 citim: adevărat este cuvântul acesta, dacă răvnește cineva să fie episcop sau priveghetor, dorește un lucru bun, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? So, it seems that this bishop, se pare că acest episcop,
Its job is to take care of the church of God. Slujba lui este aceea de a se îngriji de biserica lui Dumnezeu. So, the Bible speaks about the elders. Așadar, Biblia vorbește despre presbiteri and the bishops. Și despre episcopi. But the truth is these two are the same. Dar realitatea este că aceștia doi sunt de fapt același slujba, același lucru. Let's read from Titus chapter 1 verses 5 to 7. Să citim de la Tit capitolul 1 versetele 5 la 7. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuț, nici lacom, nici de câștig mărșav și așa mai departe. So, he speaks about the elders of the church. Așadar, el vorbește despre presbiterii bisericii. Elders in every city, in fact. De fapt, spune despre presbiteri în fiecare cetate. And he says that they need to be blameless and the list goes on. Și spune că trebuie să fie fără prihană și așa mai departe, lista continuă. And then in the next sentence he says that for a bishop must be blameless. După care, în următoarea propoziție spune căci episcopul trebuie să fie fără prihană. So he's speaking about the same people. Deci vorbește despre aceeași persoană. The elders who are bishops. Presbiterii care sunt episcopi. Is this the same word you have? Yeah. Okay. We'll come back to this, but I'd like to read another passage from Acts 20. O să revenim aici, dar aș vrea să citesc un alt pasaj din Fapte, capitolul 20. Verse 17 and 28. Versetele 17 și 28. Însă, din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Does it say bishop? Yeah. Okay. So, he says that when Paul was traveling back to Jerusalem. Așadar, scrie că atunci când Pavel era în drum spre Ierusalim, he arrived at Miletus. A ajuns la Milet. And when he was there, he called for the elders in Ephesus. Și când a ajuns acolo, i-a chemat pe presbiterii din Efes. And when the elders in Ephesus, in the church of Ephesus, came to him. Și atunci când presbiterii din Efes au ajuns la el, he made a long speech to them. Le-a ținut un discurs lung. And in the end, și la final, or in the middle of it, sau la mijlocul lui, he said to them that over which, well, the flock over which the Holy Ghost has made you overseers or bishops. La mijloc spune că vorbește despre turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi sau priveghetori. So, who were the bishops? Deci cine erau episcopii? Who was Paul talking to? Cui se adresa? Pe care i-a chemat. Elders, it that he called. Elders. Erau presbiterii. So simple. Deci este simplu. The elders or the presbyters? Deci presbiterii sau bătrânii are the same as the bishops or overseers. Sunt aceiași cu episcopii sau priveghetorii, același lucru. They are the ones who need to take care of the church of God. Ei sunt cei care trebuie să se îngrijească de biserica lui Dumnezeu. So, let's look at the elders. Haideți să studiem puțin despre presbiteri. And these five building ministries. Five building ministries. Ephesians 4 and 11. Să vorbim puțin despre presbiteri și despre aceste patru slujbe menționate în Efeseni capitolul 4. Vorbim despre cele cinci slujbe despre care Pavel vorbește în Efeseni 4. Okay. So, what is the relationship between these five ministries and the others? Așadar, care este legătura dintre aceste cinci slujbe și presbiteri?
Let's look at the ministry of the apostle. Haideți să citim puțin despre slujba de apostol. Well, Peter was an apostle. Petru, right? Petru a fost un apostol, nu-i așa? So let's look at what he wrote. Haideți să vedem ce a scris el. 1 Peter 5 verses 1 and 2. 1 Petru 5 versetele 1 și 2. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. So, who is Peter addressing? Așadar, cui îi se adresează Petru? The elders. The elders. Prezbiterilor. And what does he call himself? Și cum se numește el pe sine? Elder. He says that I am also an elder. El spune și eu sunt un presbiter. Just like you. Așa cum sunteți și voi. So basically the apostles were also elders. Așadar, înțelegem că apostolii erau de asemenea și presbiteri. It's simple. Este simplu. But we can see another connection between the five ministries and the elders here. Putem să vedem o altă legătură dintre cele cinci slujbe și presbiteri. We know that Jesus told Peter three times to feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Știm că Iisus i-a spus lui Petru de trei ori să ai grijă de miei mei, de oițele mele și de oile mele. He told this to him after he was resurrected. Read that in John 21. În Ioan 21 citim asta că i-a spus după ce a fost înviat. And from this passage, și din acest pasaj, Peter talking to the elders, Petru vorbind presbiterilor, he says to them, feed the flock of God which is among you. Le spune hrăniți turma lui Dumnezeu care este în mijlocul vostru. So, pastor, așadar, pastorul works with sheep. Pastorul lucrează cu oi. Right? Nu-i așa? So, the job of the pastor. Așadar, slujba pastorului is to make sure that the sheep or the flock of sheep este aceea de a se asigura că oile, turma de oi este hrănită. And this is what Peter tells to the elders. Și asta este exact ceea ce le spune Petru presbiterilor. To feed the flock of God which is among you. Să hrănească turma lui Dumnezeu care este în mijlocul vostru. So who feeds the flock? Deci cine hrănește turma? What do you call such a person? Cum îl numiți pe omul ăsta? Pastorul sau presbiterul? Well, yes. Uh-huh. Da, da. In the real life you call that a pastor. În viața reală îl numim pastor. So it's obvious that the elders were Așadar, pastors este, as well. Este evident faptul că presbiterii erau de asemenea și păstori. He didn't tell them that those among you who are pastors too. El nu a spus aceia dintre voi care sunt și păstori. He was talking to all the elders. Și el se adresa tuturor presbiterilor. And all of them were meant to feed the flock. Și toți trebuiau să hrănească turma. Which means that all the elders, ceea ce înseamnă că toți presbiterii are pastors as well. Sunt de asemenea și pastori. And they are responsible for the growth of the children of God. Iar ei sunt responsabili pentru creșterea copiilor lui Dumnezeu. Because that's what a shepherd does. Pentru că asta este ceea ce face he takes un păstor. That the sheep grow. El se îngrijește ca oile să crească, they are healthy, că sunt sănătoase and they are productive. Și sunt productive. So that's what a shepherd or a pastor does. Asta este ce face un păstor. Well, if you continue from 1 Peter 5, dacă continuăm pasajul de la 1 Petru 5, versetele 2 la 4, spune: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. So Peter gives very practical guidelines as to how
a pastor or an elder should work. Așadar, Petru dă niște directive foarte practice despre maniera în care un pastor ar trebui să lucreze. He says that an elder is not a master or a lord over God's house. El spune că un presbiter nu este un stăpân sau un domn peste casa lui Dumnezeu. So when we read about the elders that rule well. Așadar, atunci când citim despre presbiterii care cârmuiesc bine, it's not like they are the masters of the servants. Asta nu înseamnă că ei sunt domnii servitorilor. Because Peter makes it clear that you should not be as lords over God's heritage. Pentru că Petru spune foarte clar, nu ca și când ați stăpâni peste moștenirea Domnului. The flock is not yours. Turma nu vă aparține. It's God's heritage. Este moștenirea lui Dumnezeu. How to rule well? Ei bine, dar acum cum să cârmuiești bine? Peter says it. Petru spune clar. But being examples to the flock. Făcându-vă pilde sau fiind un exemplu bun. So what does the flock need to do? Așadar, ce trebuie să facă turma? So what is the job of the shepherd? Care este treaba păstorului? To be an example. Yes, but da. First, what we read. Dar prima dată, în general, care este treaba păstorului cu oile? Ce trebuie? To serve, to feed, să le hrănească, să fie, să se asigure că cresc bine, că sunt sănătoase și că ajung la maturitate. So how can an elder be an example? Și atunci cum poate să fie un presbiter exemplu? That he is spiritually healthy, că este el însuși sănătos spiritual, that he is growing well, că el crește bine, and he is maturing to the fullness of Christ. Și că a atins maturitatea în plinătății în Hristos. Ain't that right? Nu este așa? Because this is the goal for the flock. Pentru că asta este scopul întregii turme. So in order to be an example, deci pentru a fi un exemplu, he must exhibit the goal. El trebuie să înfățișeze scopul. He must be able to say that, hey, look at me. This is how I have reached this place. El trebuie să poată să le spună, uitați-vă la mine, uite, așa am reușit eu să ajung în acest punct. Follow me in the way I'm following Christ. Urmați-mă pe mine așa cum eu îl urmez pe Hristos. And this is the way an elder can help others grow. Și în felul acesta un presbiter poate să-i ajute pe alții să crească. Not by ruling or lording over them. Nu prin a stăpâni peste ei. Okay, we'll come back to the shepherd some more. Bun, o să mai discutăm un pic despre păstori. Let's go over to prophets. Haideți să discutăm acum despre profeți. Let's read from Acts 13, verses 1 to 3. Haideți să citim Fapte 13 de la 1 la 3. În biserica din Antiohia erau niște proroși învățători: Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Ok. So, the people we read about here are what? Deci, cei despre care citim aici, ce sunt ei? Prophets and teachers. Apostoli. Some of them were apostles. Were they apostles? Erau apostoli? Pavel, Barnaba. No, they weren't apostles. Nu, n-au fost apostoli. They just became apostles. Numai ce acum au devenit apostoli. That's when they were sent out, which means. Acesta este exact momentul în care i-au fost trimiși. Because apostle means sent out. Pentru că asta e ce înseamnă apostol, înseamnă trimis. That's what the word means, to be sent out. Asta e ce înseamnă acest cuvânt, să fii trimis. So that was the
exact time they were sent out. They were. Deci exact aceasta. They became apostles. Exact aceasta a fost ocazia în care ei au fost trimiși, deci au devenit apostoli. But before that. Dar înainte de asta. What were they? Ce erau ei? First verse. Primul verset. Prophets and teachers. Prophets and teachers. Proroci și învățători. Well, it speaks about Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen. Vorbește despre Barnaba, despre Simon, despre Luciu, despre Manaen. So, we cannot be sure which ones were which. Deci nu putem să fim siguri care ce erau. Because here are five people, two ministries. Pentru că e vorba despre 5 persoane și despre două slujbe. So we don't really know which ones were the prophets and the teachers. Așa că nu putem să știm care erau profeți, care erau învățători. Well, we can guess that Paul was a teacher. Putem să ne cam dăm seama că Pavel era învățător. Because that's what he was doing pretty well afterwards as well. Deoarece cam asta era ce a făcut el foarte bine după aceea. But anyway, we see that this church of Antioch. Dar ceea ce vedem este că această biserică din Antioch had quite a few of these talented talented people. Avea câțiva oameni din ăștia așa talentați. They had five who were either prophets or teachers. Aveau cel puțin 5 care erau fie profeți, fie învățători. So it says that they ministered to the Lord. Și ei spune că pasajul spune că ei slujeau Domnului. And after that, și we read that Barnabas and Saul received an apostolic ministry. Și după aceea citim că Barnaba și Saul au primit o slujbă apostolică. So this is interesting. Este interesant însă lucrul acesta de să ne gândim la el. Because we see that these five ministries are not fixed in time. Deoarece vedem că aceste 5 slujbe numai că nu sunt fixe în timp, but they are neither fixed to a person. Dar de asemenea nu sunt fixe pe o singură persoană. Paul was most probably a teacher. Cel mai probabil Pavel a fost un învățător. And I would also say he was an elder too. Și aș putea să spun că a fost de asemenea și un presbiter. But then he was called to a new ministry. După care el a fost chemat la o nouă slujbă. An apostolic ministry. La o slujbă apostolică. Which was added to his previous ministries. Care a fost adăugată slujbelor lui anterioare. So these ministries can change. Așadar, as we continue our Christian lives. Aceste slujbe se pot schimba pe măsură ce înaintăm în experiența creștină. It's not like you were called as prophet and a prophet you will die. Nu este ca și când ești chemat să fii un profet și profet mori. Maybe God will give you more. Poate că Dumnezeu o să-ți dea mai mult. If you minister to the Lord well. Dacă slujești Domnului bine. Well, I wouldn't say that every prophet was an elder. N-aș putea spune că toți profeții au fost presbiteri. Because it's obvious from scripture that women also received the gift of prophecy. Deoarece este evident din scriptură că au fost și femei care au primit darul profeției. In Acts 21 verse 8 and 9. În Fapte 21 versetele 8 și 9. We read about Philip. Citim Philip's daughters who received the gift of prophecy. Citim despre Filip și despre fiicele lui care au primit darul profeției. So these four daughters. Așadar, aceste patru fiice were in effect prophets. Erau de fapt profeți. But they were definitely not elders. Dar categoric nu erau presbiteri. Because women were not allowed to teach publicly. Pentru că femeilor nu le era îngăduit să învețe public. Meaning that they were not allowed to be in charge of the church. Ceea ce înseamnă că nu le era îngăduit să fie în conducerea bisericii, să conducă biserica. Putem citi despre lucrul acesta în 1 Timotei
2, versetul 12. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbați, ci să stea în tăcere. So it was about authority. Așadar, era vorba despre autoritate. Not that women were not allowed to speak at all. Nu era vorba despre faptul că femeilor nu le era îngăduit deloc să vorbească. Because then women prophets wouldn't have been able to tell their message. Pentru că dacă ar fi fost așa, femeile care erau profeți n-ar fi putut să își transmite mesajul. It was just that they were not supposed to carry the authority. Era vorba numai despre faptul că ele nu trebuiau să aibă autoritate. They were not the ones in charge. Nu ele erau în conducere. So it's not necessary that all prophets were elders. Așadar, nu neapărat toți profeții erau și prezbiteri. What about the ministry of the evangelist? Dar în ceea ce privește slujba de evanghelist. Well, back to Acts 21, verse 8. Dacă revenim la Fapte 21, versetul 8, we read about Philip, whose daughters were, by the way, the prophets. Citim despre Filip, ale cărui fiice erau profeți. We read about Philip, the evangelist. Aici, în pasajul acesta, citim despre Filip, evanghelistul, which was one of the seven. Care era unul dintre cei șapte. Well, 7 what? 7 ce? He was one of the seven deacons. Era unul dintre cei șapte diaconi. Yes, so he was one of the seven deacons ordained in Acts 6. Deci era unul dintre cei șapte diaconi care au fost trimiși în Fapte 6. So interesting that at least two of the deacons were evangelists. Așadar, este interesant faptul că cel puțin doi dintre diaconi erau evangeliști. Because we read about Stephen. Pentru că citim despre Ștefan, who was a great evangelist. Care a fost un mare evangelist. And then we read about Philip. Și după aia citim despre Filip. Who went to Samaria, preached the gospel to them. Care s-a dus în Samaria și a predicat samaritenilor evanghelia. He preached the gospel to the eunuch. A predicat evanghelia famenului. And then he was sent to Azotus. To? Well, when he was caught up. După care a fost prins. Anyway, so he was an evangelist. Ideea este că a fost un evanghelist. And we know that he also held the office of a deacon. Și de asemenea știm că el avea și slujba de diacon. Another example of evangelist. Un alt exemplu de evanghelist este cel al lui Timotei. In 2 Timothy chapter 4 verse 5. În 2 Timotei 4:5 scrie: dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. So Timothy obviously was an evangelist. Așadar, evident, Timotei a fost un evanghelist. Yeah. But not only that. Dar nu numai asta. In 1 Timothy 4 verses 12 and 13. În 1 Timotei 4, versetele 12 și 13 citim: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. So, Timothy. To Timothy, Paul says that let no man despise your youth. Așadar, lui Timotei Pavel îi spune: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. But be an example of the believers. Ci fii o pildă pentru credincioși. Who are the ones who were meant to be examples? Cine erau cei care trebuiau să fie exemple pentru credincioși? It was the elders. Presbiterii. So no wonder Paul says let no man despise your youth. Deci nu este de mirare faptul că Pavel a spus nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Because elders are meant to be old people, right? Pentru că prezbiterii sau bătrânii trebui să fie băia mai bătrâni, mai în vârstă. So a young elder is a strange contradiction of terms. Așa că un bătrân tânăr este o contradicție de termeni. That's why Paul says let no man despise your youth. De aceea Pavel spune nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Because
obviously Timothy was an elder. Pentru că evident Timotei era un bătrân sau presbiter. And he also was a teacher. Și de asemenea el era și un învățător. Because he says that give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Pentru că îi spune ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura sau doctrina pe care o dai altora. That's what a teacher does. Și exact asta este ce face un învățător. So Timothy was a young elder. Așadar Timotei era un presbiter tânăr. With the ministry of a teacher and an evangelist. Care avea slujba de învățător și evanghelist. So we see that these ministries and the office of the elder. Așadar vedem că aceste slujbe și cea de presbiter sunt foarte legate între ele. We have already talked about pastors. Am discutat deja despre pastori. All elders were pastors as well. Toți presbiterii erau și pastori. And their job was to help believers grow. Iar slujba lor era aceea de a ajuta pe credincioși să crească. And lead them through their example. Și să-i conducă prin exemplu personal. We can better understand the job of the pastor. Putem înțelege mai bine slujba pastorului. If we read how Jesus himself described the job of the pastor, da, the shepherd. Că citim modul în care Isus însuși a descris slujba aceasta de pastor. In John 10 verse 4. În Ioan capitolul 10 versetul 4. He says of the good shepherd. El vorbește despre păstorul cel bun, după ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. So the pastor or the shepherd goes before the sheep. Așadar, pastorul merge înaintea oilor. He's an example of where to go. El este un exemplu al direcției de urmat. In fact, Paul says the same thing about himself. De fapt, Pavel spune exact același lucru despre sine însuși. Philippians 3 verse 17. Filipeni 3 cu 17 spune: urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. So, this is what they actually did. Și deci exact lucrul acesta l-au făcut. They were going before the sheep. Ei mergeau înaintea turmei. They show them the way. Ei le arătau calea. Look at me. Uitați-vă la mine. Be followers of me. Urmați-mă pe mine. Look at how I walk with God. Uitați-vă la modul în care umblu cu Dumnezeu. Because I'm giving you a good example. Pentru că vă dau un exemplu bun. That's what he says. Asta e ce spune. That's what a good shepherd does. Asta este ce face un păstor bun. Well, in the old eastern world, în lumea veche din est, the shepherd was going in front of the sheep. Păstorul mergea înaintea turmei. Unlike these days when the shepherd would just follow the sheep. Nu ca în zilele noastre când păstorul stă în spatele turmei. In those days the shepherd was going in front of the sheep. În vremurile acelea păstorul mergea înaintea turmei. And Paul takes this command or this pattern seriously. Iar Pavel ia acest model foarte în serios. And he says that elders are meant to be examples to be followed. Iar el spune că presbiterii trebuie să fie exemple bune de urmat. And this is the same that he says to Timothy. Iar acesta este același lucru pe care îl spune lui Timotei. What we just read. Ceea ce tocmai am citit. Be an example to the believers. Să fie un exemplu pentru cei credincioși. Another thing a shepherd must do. Un alt lucru pe care trebuie să-l facă un păstor is to know the sheep. Este să cunoască turma. This is what Jesus says in John 10 verse 14. Asta este ce spune Isus în Ioan 10 cu 14. He says, I am the good shepherd and know my sheep. El spune, eu sunt păstorul cel bun și eu îmi cunosc oile. So the good shepherd is deeply acquainted with his own sheep. Așadar, un păstor bun este foarte bine familiarizat cu turma lui. He knows their weaknesses and strength and needs. Le cunoaște
nevoile, abilitățile, punctele slabe, punctele tari. And the same applies to Christian pastors. Și același lucru se aplică pastorilor creștini. Paul says this to Timothy. Pavel spune acest lucru lui Timotei. 2 Timothy chapter 2 verse 2. În 2 Timotei 2 cu 2 și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. So Paul says to Timothy to commit these things to faithful men. Deci Pavel îi spune lui Timotei să încredințeze aceste lucruri oamenilor de vrednici de încredere, who shall be able to teach others. Care vor fi ei la rândul lor în stare să învețe pe alții. How could Timothy know that those people will be able to teach others? Cum ar fi putut Timotei să știe că acei oameni vor fi capabili să învețe pe alții? He knew those people, right? El îi cunoștea, nu-i așa? Simple. Este simplu. He was acquainted with those people. He had a deep knowledge of their character. Era familiarizat cu ei, le cunoștea foarte bine caracterele, of their experience, experiența pe care o aveau, abilitățile lor. So a good shepherd knows their sheep. Așadar, un păstor bun își cunoaște oile. So it's the pastor's job. Așadar, este slujba pastorului to assist the saints in their growing up. Să-i ajute pe sfinți în procesul de creștere. But that also involves growing up to their own personal ministry. Dar lucrul acesta presupune de asemenea creșterea în propria lor slujbă de slujire. Because here Paul says to Timothy. Pentru că aici Pavel îi spune lui Timotei to teach others to become teachers. Să învețe pe alții să devină învățători. So that they who are able to teach. Pentru ca cei care sunt capabili să învețe. They will be able to actually practice their ability. Să poată să fie capabili să-și practice abilitatea pe care o au. And may fulfill their own personal ministry. Și să-și poată împlini propria lor slujbă. Let's go on to teachers. Și acum să discutăm despre învățători. Let's read again 1 Timothy chapter 5 verse 17. Să recitim 1 Timotei 5 cu 17. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. So, from this verse it should be obvious. Așadar, din acest verset ar trebui să fie clar that the teachers were what? Faptul că învățătorii erau ce? Elders. Erau prezbiteri. Okay. In fact, elders were meant to teach. De fapt, prezbiterii trebuiau să învețe pe alții. We read about this in 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 25. Citim lucrul acesta în 2 Timotei 2 versetele 25 și 26. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. So the servant of the Lord. Așadar, slujitorul Domnului should be able to teach. Ar trebui să fie capabil să învețe pe alții. He says the same thing about bishops. Iar el spune exact același lucru și despre episcopi. So the servant of the Lord is not a different ministry. Așadar, servul Domnului nu este o altă slujbă. Look at 1 Timothy chapter 3 verse 2. Să citim la 1 Timotei capitolul 3 versetul 2. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. So basically the servant of the Lord. Așadar, slujitorul Domnului, who is apt to teach, care este capabil să învețe pe alții, is the same as the bishop or the elder who is apt to teach. Este același cu episcopul sau presbiterul care este capabil să învețe pe alții. So, from this we glean or we understand that
Elders are meant to teach. Așadar, they are meant to be teachers as well. Din acest lucru înțelegem că presbiterii sunt meniți să fie și învățători. But not necessarily. Dar lucrul acesta nu este neapărat necesar. If we read again 1 Timothy 5 verse 17. Dacă citim din nou la 1 Timotei 5 cu 17, it says first it speaks about the elders that rule well. În primul rând, aici se vorbește despre presbiterii care cărmuiesc bine. So here's a group of elders. Deci avem un grup de presbiteri that rule well. Care cărmuiesc bine. They do their job of leading others into growth. Ei își fac și îndeplinesc foarte bine slujba de a-i conduce pe alții în procesul de creștere. But then he says of this group of elders. Dar după aia despre acest grup de presbiteri el spune that especially they who labor in the word and doctrine. Vorbește despre în mod deosebit vorbește despre cei care lucrează în propovăduire și în învățătură. Which, simply put, who teach. Sau cu alte cuvinte, aceia care învață pe alții. Right? Nu e așa? So there are those elders who rule well. Deci îi avem acest grup de presbiteri care cărmuiesc bine. And among them, și printre ei există un alt grup also teach well, care de asemenea îi învață pe alții foarte bine. That means there's another group of elders which rule well. Ceea ce înseamnă că există un alt grup de presbiteri care cărmuiesc bine, but don't teach so well. Dar care nu îi învață pe alții atât de bine. It's not their gift. Nu este darul lor. They are not exceptional teachers. Ei nu sunt învățătorii excepționali. So this means that not only teachers can be elders. Ceea ce înseamnă că nu numai învățătorii pot fi presbiteri. Or I should say that it's not the teaching skill that makes a good elder. Sau aș putea să spun că nu darul de a învăța pe alții face pe cineva să fie presbiter. In fact, that is just one of the descriptions of a good elder. De fapt, aceasta este numai una dintre descrierile unui presbiter bun. But there's so much more to a good elder. Dar este scris mult mai mult despre un presbiter bun. We have mentioned a couple of things. Am menționat deja câteva lucruri. But just for the sake of completeness, let's read the whole list. Dar ca să trecem prin toate lucrurile, să fie totul complet, haideți să citim întreaga listă. Let's look again at Titus chapter 1 verses 5 to 9. Să mergem din nou la Tit, capitolul 1, versetele 5 la 9. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi presbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul ca economa lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăus, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. So the fact is that a genuine example is more important than public teaching. Așadar, ideea pe care o subliniază este că un exemplu bun este mult mai valoros decât învățătura publică. In the end, Paul says that he may be able by sound doctrine to exhort and to convince the disputers. La final, Pavel spune pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă. So if your example as an elder is not genuine. Așadar, dacă exemplul tău ca și presbiter nu este unul adevărat, curat, how do you convince others? Atunci cum poți să-i convingi pe alții? You can convince others of doctrine, maybe. Poate îi vei putea convinge pe alții despre doctrină. But you definitely cannot show the people how they can reach maturity when you yourself are not mature. Dar cu siguranță nu le poți arăta oamenilor cum să ajungă la maturitate când tu însuți nu ești matur. Because no one can lead
another person further than they themselves have reached. Pentru că nimeni nu poate să conducă pe altcineva mai departe de locul în care el însuși a ajuns. So ruling well has much more to do with maturity. Așadar, a cârmui bine are mai mult de a face cu maturitatea than with teaching skill. Decât cu darul de a învăța pe alții. However, we see that elder or teachers were basically elders. Deci am văzut că învățătorii erau și presbiteri. So we have went through all these five ministries. Așadar am citit despre toate aceste 5 slujbe. And we have seen that most of them are tied up with the office of the elders. Și am văzut că majoritatea dintre ele sunt legate de slujba de presbiter. Not all of them. Nu toate. But in the biblical examples that we have seen. Dar în exemplele biblice pe care le-am văzut, most of these ministries or those people who were holding these ministries. Majoritatea dintre cei care ocupau aceste slujbe were also elders. Erau de asemenea și presbiteri. Because it makes sense. Pentru că are sens lucrul acesta. Because look again the purpose of these ministries. Pentru că uitați-vă din nou la scopul acestor slujbe. Ephesians 4 verses 11 to 13. Efeseni 4, 11 la 13. It says till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God to a perfect man to the measure of the stature of the fullness of Christ. Spune până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. So that is the ultimate purpose to reach maturity. Așadar acesta este scopul final, acela de a atinge maturitatea. And what they actually do, și ceea ce fac de fapt, read it after the ministries are mentioned or listed, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Spune pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. So these ministries, așadar aceste slujbe, actually help the body grow. Nu fac altceva decât să ajute la creșterea trupului. They prepared the different members of the body. Ei au pregătit pe diferiți membri ai trupului to be enabled to fulfill their respective jobs. Să ajungă să fie în stare să își împlinească propriile lor slujbe. And that can happen when one matures. Iar lucrul acesta nu se poate întâmpla decât atunci când cineva ajunge la maturitate. And those people who are in charge of maturing in the church, iar cei care trebuiau să aibă grijă ca biserica să se maturizeze, who are responsible to make sure that the members in the church actually grow towards maturity, care au responsabilitatea de a se asigura că membrii din trup vor crește ca să atingă maturitatea. They are the elders. Aceștia sunt presbiterii. Right? They are the shepherds. Ei sunt păstorii. Those who are meant to make sure that the church or the flock grows. Cei care trebuie să se asigure că membrii turmei cresc. And the purpose of the five ministries is also growth. Iar scopul celor 5 slujbe este de asemenea creșterea. So no wonder we see a connection between the five ministries and the others. Așadar nu este de mirare faptul că vedem o legătură între cele 5 slujbe și presbiteri. And we see from the example of Timothy that elder doesn't have to do with age. Și din exemplul lui Timotei vedem că presbiterul sau bătrânul nu are neapărat de a face cu vârsta. It has much more to do with spiritual maturity. Ce are mult mai mult de a face cu maturitatea spirituală. So, I would like to add something here. Aici aș vrea să mai adaug ceva. The fact that these ministries are necessary. Faptul că aceste slujbe sunt necesare. Even for a time. Chiar și numai pentru o perioadă de timp. Until the saints reach maturity, până când sfinții ating maturitatea in their respective local churches, în fiecare în bisericile lor locale,
It still doesn't mean that until that time there is a single man rule. Nu înseamnă, încă nu înseamnă faptul că până la momentul acela când vor atinge maturitatea vreun om va stăpâni sau va domni peste ei. We have read in Acts that they appointed them elders in every church, plural. Am citit în fapte că au numit prezbiteri la plural în fiecare biserică. Because there is only one head of the church, which is Jesus Christ. Pentru că nu există decât un singur cap al bisericii, iar acela este Iisus Hristos. He is the chief shepherd. El este păstorul cel bun, cel mare. The church belongs to Christ, not the elders. Biserica aparține lui Hristos, nu prezbiterilor. And the elders are to exhibit the same love that God has to us. Iar prezbiterii trebuie să manifeste aceeași dragoste pe care Dumnezeu o are pentru noi. Jesus said that you are all brethren. Iisus a spus că voi toți sunteți frați. Don't call anyone among you a master. Nu numiți pe niciunul dintre voi domn. So it's unhealthy for a church to have one single elder. Așadar, nu este sănătos pentru o biserică să aibă un singur prezbiter. Elders are meant to rule together. Prezbiterii trebuie să cârmuiască împreună ca și trup. And it's very helpful if they have different ministerial gifts. Și este foarte eficient dacă ei au diferite daruri de slujire. Because then they can make decisions on a more wider scale. Pentru că atunci pot lua decizii la o scară mult mai largă. Because everyone has their own point of view. Pentru că fiecare își are punctul lui de vedere. Even as Christians, even as mature Christians. Chiar ca și creștini, ca și creștini maturi. We have different personalities. Avem personalități diferite. And if we are in a community or in a group. Și dacă suntem într-o comunitate sau într-un grup, we are forced to practice love and long suffering towards each other. Suntem obligați să practicăm dragostea și îndelunga răbdare unii față de ceilalți. And in this as well they can work as examples. Și de asemenea și în această perspectivă ei pot lucra ca exemple pentru sfinți. Working together as equal parties. Să conlucreze împreună ca și egali. Okay. So I would like to sum it up. Așadar, aș vrea să concluzionez. So the ministry of elders. Așadar, slujba de presbiter is to go before the flock through personal example. Este aceea de a merge înaintea turmei prin exemplu personal. They already have a good experience with the Lord. Ei deja au o experiență bună împreună cu Domnul. They have learned how to become spiritually mature from spiritual children. Au învățat deja cum să devină spiritual maturi din copii spirituali. So they can help others. Pentru a-i putea ajuta pe alții să meargă pe aceeași cale. Their job is to assist the saints in their own spiritual growth. Slujba lor este aceea de a-i ajuta pe sfinți în propria lor dezvoltare sau creștere spirituală. And this can be done through personal example. Iar acest lucru poate să fie realizat prin exemplu personal. Through teaching. Prin a învăța pe alții. And through ministering with their own gifts. Și prin a-i sluji cu propriile lor daruri. Because eventually their job is to help others in using their own gifts. Pentru că în final slujba lor este de a-i ajuta pe alții folosind propriile lor daruri. So if you want others to use their gifts and you don't use yours. Pentru că dacă vrei să-i ajuți pe alții să-și folosească propriile lor daruri în timp ce tu nu folosești propriile tale daruri, it's kind of awkward. Atunci e o situație cam stranie. So, as Paul said to Timothy, așa cum Pavel a spus lui Timotei, to train other teachers, să îi educi pe alții să fie învățători, because he was a teacher himself. Pentru că el însuși era un învățător.
It is the job of elders to train believers with similar gifts. Este slujba, este datoria presbiterilor să îi ajute pe alții în care au aceleași daruri. Because it's simple to train someone with the same kind of skills or abilities. Pentru că este ușor să ajuți pe cineva care are aceleași abilități sau îndemânări pe care le ai și tu. It's easy to teach someone your own trade. Este ușor să înveți pe cineva ceea ce tu cunoști și știi. But it's more than that. Dar bineînțeles este mult mai mult decât atât. Because elders are not only supposed to teach those who are similar to them. Pentru că presbiterii nu trebuie să învețe numai pe cei care se aseamănă cu ei. But also those who have a different gift. Dar și pe cei care au un alt dar. Because all gifts are necessary in the church. Pentru că toate darurile sunt necesare în biserică. We will learn more about that the next. O să învăț mai mult despre asta în următoarea prezentare. But generally speaking, the elders need to be able to coach others. Dar în general vorbind, presbiterii trebuie să fie capabili să îi susțină pe ceilalți. A coach doesn't necessarily have to be able to do what the person can the do. Player. What the player does. Un antrenor nu este neapărat capabil să facă ceea ce jucătorul pe care îl antrenează poate să facă. Think about the Olympic Games. Da, să ne gândim spre exemplu la sporturi. Yeah, the actual swimmers or runners can definitely outrun their coaches. Bineînțeles, un înotător sau un alergător categoric îl întrece pe antrenorul lui personal. But the coaches can help. Dar antrenorii pot să-i ajute. They can give advice. Pot să-i sfătuiască, să-i încurajeze. So that those people who need to perform, pentru ca cei care trebuie să participe la competiție can bring out the maximum să dea din ei tot ceea ce au mai bun. And this is the job of elders too. Și de asemenea asta este slujba presbiterilor. To help the saints explore their gifts. Să îi ajute pe sfinți să își exploreze darurile pe care le-au primit. And the measure of success for these ministries and for the elders. Și măsura succesului pentru aceste slujbe și pentru presbiteri is when everyone ministers in the church. Este momentul în care toți ajung să slujească în biserică. And when the five ministries become unnecessary. Și atunci când cele cinci slujbe devin inutile deja. So as the normal process continues. Așadar, pe măsură ce procesul normal continuă, saints should be reaching maturity in their lifetime. Sfinții trebuie să atingă maturitatea în timpul vieții lor. They learn using their gifts. Ei învață în timp ce își folosesc propriile daruri. They start planting new churches themselves. Ei înșiși încep să înființeze noi biserici. And becoming elders there. Și să devină ei înșiși presbiteri acolo. Showing by their own example how to reach Christian maturity. Arătându-le celorlalți prin propriul lor exemplu cum să atingă maturitatea creștină, spirituală. I would like to give you a word of encouragement. Aș vrea să citesc un cuvânt de încurajare. Please read it for me. Aș vrea să citesc. Nimeni nu poate să conducă pe alții acolo unde nu a ajuns el prima dată. Dacă cineva vrea să crească în putere, el trebuie în mod constant să se lupte cu ceea ce este mai presus de propria lui putere, cu ceea ce implică exersarea unei credințe mari. So there's a great field for us to grow. Așadar, avem un loc foarte mare de crescut. Avem de crescut, putem să creștem.
But it requires great faith. Dar bineînțeles, lucrul acesta presupune o credință mare ca să pășești înainte. I ask you to pray for this. Și vă îndemn să vă rugați pentru lucrul acesta. That, not just that God will provide means for your spiritual growth. Nu numai ca Dumnezeu să ofere mijloace pentru creșterea și dezvoltarea noastră spirituală. But please consider that it's God's purpose for all of you. Dar să ne gândim că este scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru noi toți. To grow up to full maturity. Să creștem la maturitatea deplină. And to be able to help others to reach the same place. Și să putem să-i ajutăm și pe alții să ajungă în același loc. This is my challenge to you. Aceasta este provocarea pe care vreau să vă adresez. God bless you. Dumnezeu să ne binecuvânteze.